Bună ziua și bine v-am găsit la interviurile Spectacola. Sunt Georgiana Ioniță, gazda dumneavoastră de azi. Avem o invitată specială, o voce de aur, o prezență destul de rară în ultima vreme în România, o mare artistă a țării noastre, Narcisa Suciu. Bună, Narcisa! Mulțumesc frumos, deci nu știu cum să reacționez. Mulțumesc frumos! Ți-am făcut așa o intrare... Da, un pic prea mult. O intrare exact așa cum merită un artist. Mulțumesc! Foarte mare al acestei țări. Mulțumesc mult. Și suntem onorați că ești astăzi de aici. Suntem foarte bucuroși că ești în această perioadă aici în România. Da, eu eram în vacanță, practic. Eram venit în vacanță. Perioada asta de lockdown mi-a dat multe probleme. Adică n-am crezut că mi se poate face chiar atât de dor și că mi-aș fi dorit măcar să văd aeroportul pe din afară. Adică chiar mi-era foarte dor să vin. În ultimii 11 ani de când locuiești în Finlanda, ai tot venit în România cu diverse proiecte. E adevărat și se întâmplă să vin fără să anunț că vin. Adică să vin doar ca să-mi văd familia și de obicei vara vin așa, doar ca să-mi văd familia, doar ca să-mi văd prietenii și de data asta vin la fel. Doar că de data asta prietena mea, Mirela, a fost foarte, foarte harnică și ea folosește foarte mult social media, eu nu prea folosesc. Și așa au aflat toți că am venit și în momentul în care îmi sună telefonul și cineva vrea să se vadă cu mine, nu pot să zic nu. Și bine a făcut Mirela că a dat așa de veste în toată lumea că ai venit și evident că suntem curioși și suntem nerăbdători să aflăm cât ai mai făcut, ce vei mai face. Spuneai de ăștia 2 ani, că sunt aproape 2 ani în care... Da. Practic ne-am cam blocat așa viețile care... Neputând veni în țară, practic nici nu ți-ai mai văzut familia, poate doar. Exact, iar nepoțica mea are 10 ani jumate deja. Crește foarte repede, tu știi că se schimbă copiii, nu-ți vezi nepoții 2 ani și alte persoane. Și mi-am dorit foarte tare să fiu aproape de atâta cât pot. Ea n-a avut nicio bunică. Avem o bunică, se numește Mona, este femeia care o crește practic. Este cea care are grijă de ea de când era foarte mică. Și avem noroc cu ea, că este o bunică, așa cum ar trebui să fie orice bunică, dar n-are o altă mătușă, mi-am dorit să pot să fiu aproape de ea, știi? Atât și tu pot. Simțeai nevoia să o da, vezi? Da. Alta nepoată nu ai. Nu am. Deci da. E și win-win. Asta a fost motivul principal pentru care am vrut să vin. De-aia n-am vrut să anunț că vin. Doar că, ți-am spus, se întâmplă. Mirela e foarte activă pe social media și... Pe urmă a venit și ideea cu proiectul împreună cu Gașca Zurli și ea, așa am ajuns din vacanță să vin practic să mă văd cu voi toți. Într-un dit am mai proiectul muzical. Da, exact. Destul de grandios, așa, adică nume mare. În proiectul ăsta a implicat și Marius Moga, dacă așa am înțeles e. bine. Mirela Retegan, despre care se știe că dacă da, se apucă este o ea locomotivă și... fantastică. Ea este cea care a scris textul cântecului. Îl avea pus în țărtar și aștepta momentul potrivit să facă ceva cu el. Și i s-a născut ideea în momentul în care am stat noi împreună în weekend la Timișoara. A plecat la București și, nu știu, cred că a doua zi, m-a sunat și a zis, aș vrea să facem ceva împreună, vrei să facem ceva împreună? Și am zis, sigur, la ce oră? Facem orice. Și mi-a zis, uite, mi-ar plăcea tare să facem un cântec pentru 1 iunie, să fie cea mai frumoasă declarație de dragoste posibilă, să fie un dialog între mamă și, scuze, fetița ei. Și vreau să-l rog pe Marius Moga să ne scrie muzica. Vrei? Da. Asta. Așa s-a întâmplat, cum să zic, într-un drum de la ea de acasă până la ea la birou. Deja vorbise cu noi toți. Noi toți am zis da. A doua zi aveam cântecul făcut, deja. În a treia zi am zburat eu de la Timișoara la București. În a patra zi l-am înregistrat. Și deja de marți până sâmbătă aveam cântecul gata. Ce înseamnă când... Se leagă toate și trebuie să se întâmple așa. Se aliniază așa planetele, exact, cum spune. Apropo de, da. Da. Și cum a fost colaborarea cu fetița Zurli, toată energia aia? Da. Ea era ușor stresată pentru că, mă rog, ea era obișnuită doar să-și joace personajul și să fie fetița Zurli și atât. Marius Moga aș dorea să audă un alt fel de copil în cântecul ăsta. Vreau un copil ușor introspect. Întrebările să fie nu puse bătând cu piciorul în podea, ci cu mai multă curiozitate și mai multă drăgălășenie decât
impetuozitatea cu care ea ne obișnuiește pe noi când își joacă personajul. Ușor răsfăț, am putea ușor spune, răsfăț, exact, da. Ca un... Da. Și era ușor stresată și m-am uitat la ea și am zis, n-ai de ce să trăiești cu mine, o să fie bine. Și a zis, tocmai asta e problema, că-s cu tine. Și atunci mi-am dat seama că și pentru ei e un eveniment, pentru că e prima mea colaborare cu un artist din afara Găștii Zurli. Știam că sunt foarte multe colege mămici care și-ar fi dorit să fie ele cele care fac colaborarea cu trupa preferată a copiilor lor până la urmă. Așa că m-am bucurat foarte tare să fiu eu. Deși fetița mea e mare și nu e neapărat Gașca Zurli, trupa e preferată, dar... Până la urmă e o declarație care se potrivește la orice vârstă. Și clar, cred că... pe care poți să o auzi sau te-ai bucurat să o auzi și dacă ai avea 50 de ani, nu 5 ani. Și dacă ai avea 27 și oricât, orice vârstă ai avea, îți dorești să auzi că părinții tăi îți spun că te iubesc fix așa cum ești. Fără ajustări și fără completări și fără îmbunătățiri. Așa cum ești. Acum 11 ani ai plecat, ai lăsat în urmă, bine, nu chiar în urmă, că ai mai revenit și ai mai avut și spectacole, ai mai avut proiecte, inclusiv ferma, au mai fost lucruri. Dar așa mare ți s-a schimbat viața total. Așa e. Să știi că eu mi-am asumat lucrul ăsta în momentul în care am hotărât că plecăm, că ne mutăm acolo. Eu mi-am asumat lucrul ăsta. Mi-am imaginat că nu o să mă mai sune nimeni și nu o să mă mai cheme nimeni nicăieri și nu o să mai vrea să mă asculte nimeni cântând și eram împăcată cu gândul că e finalul și că asta e, nu e nicio problemă. Că până la urmă fac treaba asta de când aveam 7 ani și că dacă era un alt loc de muncă, probabil că ieșeam la pensie și aia e. Și îmi ziceam, glumeam și ziceam, până la urmă nu e așa rău să ieși la pensie la 35 de ani. Sau nu mai știu, 33, nu mai știu cât aveam. 34, nu mai țin minte. Ceva de genul ăsta și până la urmă e ok, merge și așa, na. Dacă asta se va întâmpla, asta e. Deci tu practic ai plecat cu gândul că gata. Da, asta sincer, am crezut că nu o să mă mai cheme nimeni și nu o să mă mai sune nimeni și nu o să-și mai amintească nimeni de mine. Te-ai gândit poate să te muți acolo și să încerci acolo, nu. Să faci? Nu, mai doreai în planul meu, nu, nu. Mai ales că parte din motivul pentru care am vrut să ne mutăm era faptul că Daria își dorea foarte tare să locuim într-un loc în care nu știe nimeni cine-i mama, în care în momentul în care are vreo realizare e sigură că e făcută, că succesul e bazat doar pe munca ei, fără să conteze fica cui e. Și... în momentul în care am ajuns acolo și și-o dat seama că nu știe nimeni cine e mama, a zis, îți dai seama că aici ai putea să fii doar mama mea. Ce frumos ar fi. Ea practic simțea o presiune aici în țară, să din partea, da, colegilor, profesorilor. Profesorilor mai degrabă, dar lumii de pe stradă, știi, dacă mergeam, nu știu, oriunde, în parc, la biserică, oriunde mergeam împreună, întotdeauna venea cineva care zicea, cânti și tu frumos ca mama? Și a zicea, nu, eu dansez. Știi? Apropo de Mirela Retegan, că na, se știe că e antrenorul părinților și apropo de colaborarea cu Gașca Zurli, vreau să te întreb, în momentul în care ai ajuns acolo, dar ea era încă micuță. Avea era în clasa 5. Clasa 5, era încă destul de micuță. Ai descoperit acolo o nouă formă de parenting, să spunem? Ți-ai schimbat tu modul de a fi ca mamă, modul de a o educa pe Daria? Nu neapărat, să știi că... faptul că nu mai eram singurul om mare din casă, singurul om responsabil de ce se întâmplă, mi-a dat un pic de relaxare, adevărat. Știi că eram obișnuită să fac totul singură și să iau hotărârile singură. În toate hotărârile mari îl includeam pe tatăl ei întotdeauna, noi avem o relație foarte bună, dar lucrurile așa, de zi cu zi, știi, din casă, la ce oră ne culcăm, la ce oră... Ce mâncăm, ce mâncăm, când ieșim, mă rog. Faptul că exista soțul meu în ecuație, mie mi-a dat relaxare, adevărat. Nu știu dacă m-a schimbat pe mine ca părinte, nu cred. Eu am fost destul de strictă. Nu știu de ce, așa sunt, probabil că... Însă nici Daria nu a fost un copil problemă, n-am avut niciun fel de problemă cu ea niciodată. Mirela îmi zicea la un moment dat, să știi că tu ești antrenor de antrenorul părinților, pentru că foarte multe lucruri pe care le știu, le știu de la tine. Și m-am mirat. În primul rând că nu-ți spun oamenii. Nu-ți dau credit neapărat, știi, în general, oamenii nu-ți dau credit neapărat pentru tot ce faci, dar în al doilea rând, nu știu, nu mă gândeam că ea fiind mai mare decât mine, mă gândeam că e mai experimentată, ar putea să învețe de la mine ceva neapărat, știi? Cred că am fost destul de logică de la început și am încercat întotdeauna să o poziționez pe Daria așa cum credeam că trebuie, adică e tot un om, chiar dacă e mai mic de înălțime, chiar dacă are timp fizic mai puțin pe pământ, are aceleași drepturi cum ceilalți, cu adulții,
poate să aibă zile proaste sau zile bune, poate să-i placă unul dintre copiii cu care ajunge să se întâlnească într-un loc de joacă sau nu. Dacă noi suntem prietene, nu înseamnă că copiii noștri trebuie să fie prieteni, că poate nu se plac. Și nu te joci cu el, mamă, că trebuie. Asta e, trebuie. Nu, niciodată n-am făcut asta și întotdeauna am ținut cont de părerea ei. Știi, dacă vrea, dacă nu vrea, dacă avea chef, dacă n-avea chef. I-am explicat întotdeauna cu foarte multe cuvinte, nu știu, am vorbit foarte mult. I-am zis în așa fel încât în cele din urmă să găsim cuvintele pe care să le înțeleagă, să înțeleagă o situație, indiferent care era situația. Nu am încercat să-i cosmetizez adevărul prea mult, știi? I-am explicat întotdeauna logic, i-au înțeles întotdeauna și n-am avut probleme, n-am avut, nu știu, tăvălit pe jos în supermarket, tantrum și alte, niciodată n-am avut astfel de... Iar pe urmă când au crescut, n-am avut probleme de astea cu vreau la party, nu e locul potrivit pentru tine, nu mergi. Și să, nu știu, să fugă pe geam sau, da, n-am avut. N-am avut. N-am prins-o niciodată fumând, n-am prins-o niciodată bând, n-am avut chestii de felul ăsta. Cred că vor începe acum urmăritorii noștri să caute, să te caute, să te întrebe rețeta, mai ales în privința adolescenților. Am încercat să o tratez cu respectul pe care îl dau oricărui om, indiferent de vârstă, și să țin cont de părerea ei. Am încurajat-o să vorbească despre ce simte cu mine sau cu orice alt adult, cu soțul meu, cu oricine. I-am spus, întotdeauna o să găsești cuvintele potrivite dacă le cauți, să-i spui omului din fața ta ce simți, ce te deranjează, ce ai vrea să nu mai facă, fără să fii obraznică. Adică să respecti omului din fața ta vârsta, dar să-i spui, uite, n-aș vrea să mai faci lucrul ăsta pentru că mă rănește sau m-a deranjat sau m-am simțit umilită sau să-i spui, nu contează cine e în fața ta. E practic sinceră și dreaptă, da, cu ea. Nu contează cine e în fața ta, dar tu să-i spui. Dar și ea a dat dovadă de foarte mult curaj, deși era un copil, pentru că ea practic te-a încurajat să faci pasul ăsta cu mutarea. Da, și voiam să întreb, nu s-a întâmplat sau exista totuși șansa odată ajunse acolo, sigur, ca ea să se răzgândească? Am luat în calcul și asta. Ți-am spus că am gândit-o foarte bine și am întors-o pe toate părțile și m-am dus până în capăt cu fiecare scenariu. Și în cazul în care s-ar fi întâmplat asta, ne-am fi întors acasă fără nicio problemă noi, încă avem locuința de aici. Și în ziua de azi, dar în momentul ăla ar fi fost foarte simplu să pur și simplu să ne facem bagajele, să ne întoarcem. Nici n-am plecat cu toate bagajele din prima. Ne-am mutat pe data de 3 ianuarie și toate bagajele și mașina și, mă rog, cărțile și tot le-am luat la sfârșit de august. Deci ne-am dat un timp să vedem dacă da sau nu. Dar și pe urmă, dacă s-ar fi întâmplat, nu știu, după un an, după un an jumate să nu mai fie bine pentru noi acolo, ne-am fi întors. Nu era ca și cum ce pierdea, un an evident de școală eventual, sau nu era mare lucru. Și i-am explicat că are dreptul să răzgândească, oricine are dreptul să răzgândească, are dreptul să își dorească altceva. Dar nu s-a răzgândit. Nu, nu s-a acomodat foarte repede, i-a plăcut foarte tare, i-a plăcut locul în care locuiam, casa, orașul, copiii pe care i-au găsit acolo. Cum au primit-o colegii, copiii, comunitatea de acolo? Erau foarte fericiți să aibă cu cine să-și exerseze limba engleză. Ea vorbea bine engleză deja de aici, pentru că am învățat și la grădiniță și la școală, nu știu, din desene animate, din, nu știu, din toate astea la un loc. Ea vorbea foarte bine engleză deja. De fapt, limba finlandeză i-a învățat-o prin engleză, că nu avea cine să o învețe prin limba română. Deci am învățat-o prin engleză și copiii erau foarte fericiți să-și exerseze limba engleză cu ea. Casa în care noi locuiam în orașul ăsta era o casă de patrimoniu foarte mare. Era casa pe care s-a construit orașul, de fapt. Orașul se baza pe o mină de cupru. Și cei care au venit să construiască mina de cupru au avut casa asta inițial. Acum casa avea 100 și ceva de ani și o știa toată lumea, bineînțeles. Și toți copiii ziceau, când o să fiu mare, o să-mi cumpăr casa aia albastră. Și când au văzut că Daria locuiește acolo, încercau să facă cumva să vină în vizită. Noi, obișnuiți ca aici, noi chemam, era casa plină, erau copii, era în curte, lume, era, mă rog. Și s-au obișnuit așa, mergea și ea la ei, veneau să doarmă la noi, ea mergea să doarmă la o fată care avea o fermă cu vaci și cu nu știu ce. Adică ne-am împrietenit repede, sau mă rog, ea s-a împrietenit repede și a făcut gașcă imediat. Ai reușit și tu să-ți faci gașcă imediat? Nu. Eu nu simțeam nevoia de gașcă, că practic eu am fost toată viața pe un drum și, nu știu, cu lume mult în jur. Și când am ajuns acolo am simțit că, nu știu, că ies la pensie, ți-am zis. Am zis, doamne, la 30 ceva de ani să ieși la pensie, e fantastic. Și nu, n-am simțit nevoia nici să-mi fac prieteni, nici să... nimic. Nu, n-am avut nevoie. Adică mi-erau suficienți ei doi, soțul meu și fetița mea.
Și cu soțul tău ai o poveste, mie mi se pare așa de film, cred da. Că se poate face un film american de ei, succes. Cred că ar fi foarte scurt, nu știu, pentru că povestea a fost rapidă, scurtă și fără prea multe floricele, nu știu, de, ar fi un film sec. Crezi în destin? Crezi, în, da, crezi că el a fost așa adus, să spunem, de Dumnezeu, de o forță supremă cel puțin, în viața ta? Cel puțin pentru perioada asta, cu siguranță, că nu știm ce o să urmeze, dar în momentul ăsta, când ne-am întâlnit prima oară, el a aterizat la Otopen și eu m-am dus să-l iau de la aeroport, așteptându-l să iasă, nu știu, mi s-a făcut sete, m-am dus să-mi iau apă și m-a bătut cineva pe umăr. Și când m-am întors, am avut senzația că m-am întâlnit cu, nu știu, cineva atât de apropiat, nu știu cum ar fi mama, să zic. Cu cineva de acolo, nu... Nu știu cum să explic, nu pot să explic, că nu mi s-a mai întâmplat. Apropiere, posibil dragoste la prima vedere am putea să... Dar noi ne văzusem suficient online, știi, vorbisem tot ce era de vorbit, dar... Nu știu, energia, nu știu să spun. Și ai știut și atunci că e... Nu, mi s-a părut totul foarte natural, nici nu m-am mai gândit. Știi când întâlnești prima dată un băiat, că te gândești, na, cum stau, cum să țin numerii drept, să stau, nu știu cum. N-am avut niciun fel de stres de felul ăsta, de cum să stau, cum să mă așez, cum să vorbesc, cum... Totul mi se părea foarte normal și natural, nu știu, mă simțeam foarte acasă cu el, nu știu cum să zic. Că te înțelege și că... Da, și că n-ar conta oricum, că n-ar conta nici cum stau, nici cum mă îmbrac, nici cum... N-ar conta, nu știu. A fost o chestie... Nu știu să-ți explic. O chestie supranaturală, da, pentru că... Nu știu că dacă general... supranaturală. E clar că aveam un contract, noi doi, trebuia să ne întâlnim și să facem lucrul ăsta. Nu știu. Nu știu să explic. A fost foarte simplu și... Hotărârea lui, el fiind un tip foarte... El fiind crescut de un militar, e un tip foarte... Pentru el onoarea e cea mai importantă și apoi restul... Și el mi-a zis foarte clar, eu vreau să ne căsătorim, să-mi spui dacă te muți tu aici sau dacă mă mut eu acolo. E, altă variantă n-avem. Foarte asumat. Părut, da, foarte asumat. Și mi s-a părut potrivit pentru mine, așa, nu știu, nu... Pentru că cumva și tu, probabil, împărtășești valorile lui sau îți da, dorești să fie da, lucrurile da, cât da. Mai clare și cât mai... Și pe urmă a mai fost o chestie foarte faină. Cei care se uită la noi, probabil că știu... Știi când mergi la cineva acasă și ești tu cu prietena ta sau cu un prieten sau cu... nu contează. În momentul în care copilul familiei ajunge acasă, ăia-s familia și tu ești un invitat. Ai o... nu știu cum să zic. Ai sentimentul că ești binevenit în casa cuiva sau tolerat sau după caz. Când am mers prima dată să vedem pe părinții lui, am simțit cumva că noi suntem o echipă, ei sunt o echipă și pur și simplu ne înțelegem bine toți. Nu știu să explic în alte cuvinte. Că eu... Sunt și sentimente pe care e foarte dificil să le exprim. Practic ai simțit o conexiune da, foarte puternică da. Cu el și erați un întreg. Am simțit o conexiune foarte puternică cu tatăl lui. Mi se părea că suntem tovarăși de arme de, nu știu, din totdeauna, nu știu cum să spun. Avem același gen de umor. A fost... Am avut toate semnele că e ok ce fac, că pot să merg înainte, că nu e nicio problemă. N-am avut nicio piedică, nicio... N-am mai avut nicio ezitare din momentul ăla. Și s-a dovedit că n-a fost greșit. A fost alegerea da. Și decizia cea, da. Cea corectă pentru tine. Și uite da. Că au trecut niște ani și da. Ești zâmbitoare, ești radiezi și se vede că îți este bine acolo unde ești, acum și aici unde ești. Da, vezi și perioada asta de pandemie, faptul că n-am putut să vin și că n-am venit să cânt în iarnă și asta m-a afectat, nici nu-mi imaginam că ar fi așa. Imaginam că dacă vin să cânt bine, dacă nu bine, nu mă afectează. Mi-am dat seama că nu e așa deloc. Iar el mă vede în fiecare zi și l-am dat zis că trebuie să merg. Adică simt că trebuie să merg, că dacă nu merg, nu știu, ori o să nebunesc, ori ceva nu e bine. Și a zis, eu îți vreau să spun de mult să-ți iei bile, dar pentru că n-am putut să ne vaccinăm, la noi vaccinarea încă e în stadii incipiente, mi era frică să circul, știi? Mi era frică și să merg și să mă întorc. Noi avem foarte multe persoane trecute de 90 de ani în familie acolo și n-aș fi vrut să fiu eu motivul pentru care s-ar fi întâmplat ceva, vreo nenorocire și mi-a zis la un moment dat, cred că trebuie să te duci. Cred că ar fi mai bine să-ți iei un bilet și vezi tu după aia ce faci. Poate te vaccinezi acolo, poate, nu știu. Perioada pandemiei, cum a fost în Finlanda? Cum s-a simțit că... de acolo? În orașul în care locuim noi nu s-a întâmplat mare lucru, adică a funcționat totul la fel ca înainte. Totul a fost deschis, grădinițele au funcționat, școlile au funcționat.
Cei care au putut să lucreze de acasă au lucrat de acasă. Soțul meu, de exemplu, a lucrat de acasă, dar în rest, nu știu, toate magazinele de toate felurile erau deschise. Vorbeam cu tatăl Dariei care era la Zurich și l-am dat și mă întreabă unde. Și zic, în mall. În mall, e deschis mall-ul. Doamne, aș vrea să văd un magazin de încălțăminte. Cel mai tare îmi doresc să intru într-un magazin de încălțăminte. Oamenii aveau doruri ciudate, știi? Și la noi era totul deschis. La un moment dat eram singurul om din oraș care purta mască. Adică eram ciudată aia cu mască. Pentru că și geografia ne ajută să fim feriți cumva și populație puțină, adică restricțiile de genul distanțare socială, acolo nu se aplică, pentru că noi suntem distanțați din start. Oamenii erau oricum, stăteau oricum la distanță. Adică imaginează-ți că m-am zis de atâtea ori, dar asta e, îmi plimb câinele dimineața o oră, seara o oră și se întâmplă să nu văd nici măcar un om sau nici măcar o mașină și sunt în centru. Se întâmplă să mă întâlnesc pe traseu cu, nu știu, cineva care aleargă sau cineva care e cu schiurile, dar se întâmplă să nu văd nici măcar un om. De aceea, restricțiile de felul ăsta la noi nu au fost. În zona metropolitană Helsinki, sigur că e altceva. E o capitală, multe suburbii. La un moment dat s-a carantinat toată zona aia, s-a închis toată zona, în așa fel încât Daria nu putea să vină acasă, eu nu puteam să merg să o văd. A fost o perioadă de, cred, o lună jumate, în care efectiv s-au închis granițele zonei, județului, nu știu cum să spun, care sigur că puteau fi trecute cu motive serioase, dar nimeni nu-și imaginează că tu te duci să treci granița aia doar așa că n-ai ce faci acasă, adică... Trebuia la fel cu adeverințe... Să știi că cuvântul tău era suficient. Puteai să mergi să spui, am un deces în familie, de exemplu, cum am avut noi la un moment dat. Și nu era nicio problemă. Puteai să treci, nu trebuia să demonstrezi că într-adevăr cineva urmează deci, să fie mormântat. Practic, cuvântul... Da. Omului... Cuvântul tău e suficient. Foarte interesantă partea asta. Da. Poate o să ajungem și noi cândva să... Cred că e destul de dificil la o populație atât de mare, cred că e mai dificil. La o populație mică, cum are Finlanda, cred că e un pic mai ușor. Ți se par diferențe mari între România și Finlanda la prima vedere, așa, neintrând în amănunt, la modul în care se poartă oamenii pe stradă, modul în care îți vorbesc vânzătorii. Iar e o chestie care depinde de regiunea folclorică în care te afli. Eu locuiesc mai aproape de granița cu Rusia. Județul, sau mă rog, regiunea se cheamă Karelia. Jumătate e rămasă în Rusia în urma războiului, jumătate e rămasă în Finlanda. Oamenii au puțin și din partea asta și au căldura rusească, știi? Adică poți să mergi la un supermarket și să, până îți plătești cumpărăturile, să discuți despre vreme, despre copii, despre nepoți, despre ce ai gătit ieri. Chestia asta nu se întâmplă în sud, în Helsinki, nu are nimeni vreme de așa ceva, e mai degrabă ca în București. Deci cred că depinde de zona în care mergi. Mai în nord, înspre Laponia, oamenii nu mai sunt la fel de prietenoși, că pur și simplu nu sunt obișnuiți să socializeze. Da, prea mult, că nu prea au cu cine. Pentru ei pandemia a fost așa o normalitate. Da, n-a suferit nimeni foarte tare așa din cauza asta. Cred că suferința a fost legată de faptul că n-am putut să circulăm, să ne ducem, nu știu, undeva la căldură și să ne întoarcem la frig sau vacanțele, ceva de genul ăsta, da. Daria a crescut acum, e și Daria ea pe drumul are ei, 23 de ani. 23 de ani, mulți înainte. Mulțumesc, e deja femeie în toată femeie firea, la casa să spun. Femeie la casa da, ei. E student în Tampere, la Universitatea din Tampere, la Facultatea de Arte și Media și o tipă foarte muncitoare. Ea e berbec și trebuie să aibă tot timpul ceva de făcut și uite, în vacanța asta, de exemplu, face un internship la o, nici nu știu cum să-i spun, e o galerie de artă care face și un festival și o expoziție de, nu știu să-ți explic, ceva complicat oricum. Ea se ocupă de media și de tot ce înseamnă social media. Caută voluntari, găsește voluntari, le dă de lucru diverse chestii, mă rog. Îi place foarte tare, că are tot timpul ceva de făcut. Deci, practic, și ea, spuneai, Facultatea de Arte și știu că e cu fotografia, parcă pasionată ea. Și fotografie, și pictură, și grafică. Și avem un proiect comun în care ea semnează grafica și sper să apuc să vin să vă arăt obiectul final. Foarte interesant. Săptămâna asta am o întâlnire cu editura și în funcție de ce se va discuta la întâlnirea asta, o să pot să vin cu mai multe amănunte, dar sper că în toamna asta o să mă puteți vedea cu obiectul în mână. Obiectul fiind... Obiectul scris de mine și e desenat de ea. Foarte interesant. Așteptăm cu nerăbdare. Și eu.
Să știi că am proiectul ăsta de multă vreme, cred că are 2 ani jumate deja, dar și am discutat cu mai multe edituri, dar n-am găsit pe nimeni care să înțeleagă exact ce vreau. Până în cele mai mici amănunte, știi, până la culoare, până la format, până la, mă rog. Iar acum se pare că am găsit oamenii care înțeleg exact ce vreau și sper să... Este o carte despre... Nu este beletristică. Nu este beletristică. Nu. Dar nici nu pot să zic mai multe. Așteptăm atunci, nu intrăm. Dar nu e beletristică, nu-s memorii, nu, nu. Nu, ok, așteptăm. Nu. Surpriza să fie și mai mare, să fie tensiunea mai mare. Daria a mers în Finlanda când avea 12 ani. 11, a urmat da. Acolo școala. Bănuiesc că lucrurile sunt destul de diferite de România, da, la capitolul educație. Da. Crezi că are mai multe șanse în viață datorită educației pe care a primit-o acolo? Crezi că ar fi stat lucrurile diferit dacă rămâneați aici, din punctul acesta de vedere al școlii? Cred că nu deja v-ai numit cel mai bun sistem de învățământ din lume. Sunt specialiști care stabilesc chestia asta, nu o să stabilim noi, că nu e meseria noastră, dar felul în care copiii sunt tratați de către profesori în școală, felul în care sunt responsabilizați, cred că numai rău nu le face. Adică felul în care e aleasă curricula pentru fiecare an școlar. Mi s-a părut foarte interesant, am ascultat într-un interviu, povestei că practic în clasele 5-8, în gimnaziu, părintele nu vine să cumpere cărți, nu, caiete și așa mai departe, iar școala îți pune la dispoziție tot ce gratuit. Ai nevoie. În principiu, tot ce ține de momentul în care copilul pleacă de acasă și până în momentul în care se întoarce, e gratuit. Asta înseamnă că dacă locuiești departe, transportul e gratuit, că o să vină o mașină să-l ia. Dacă locuiești aproape, de obicei copiii merg pe jos sau cu bicicleta, ăștia mai măricei merg cu mopedurile, ăia care au mai mult merg cu o moped-mașină, dar în general în fața școlii este o mare de biciclete, o mare de biciclete, copiii merg cu bicicleta, nu știu, din clasa întâi singurei așa. Practic și asta e responsabilizare, exact. Acest drum pe care îl faci, pe care și generațiile noastre le făceau, da, exact. Odinioară, acum mai puțin. Și noi le făceam. Da, dar vezi, iar mă repet, populația e mai mică, traficul e mai puțin. E cam cum era pe vremuri când eram eu în Baia Mare, știi, cam așa. Toți participanții la trafic au grijă de copii, că toți au niște copii, cel puțin din familie, dacă nu ai lor, de care se îngrijesc și e normal să fii atenți. Din momentul în care intră în școală, se descalță toți, e o mare de papuci pe holuri și, cum să zic, spațiul e absolut prietenos, adică au pe holuri canapele pe care se poată odihni sau să poată să stea în pauză sau au restaurantul sau, mă rog, cantina unde mâncarea e gratuită și o mâncare caldă și salată și lapte și lapte fără lactoză și suc și apă și ceai și un felul întâi și un felul doi și un fruct și, mă rog, tu ca părinte ești liniștit, știi că copilul a mâncat ceva. Toți copiii mănâncă acolo, pentru care au fost foarte dificil să se obișnuiască cu ideea că primește mâncare gratis, pentru că aici primea cornul și laptele, pe care toți copiii din clasă îl donau unui copil care nu avea și care avea frați mulți și toți copiii se înțelese. Oricum nimeni nu le mânca, nu bea laptele ăla, nu știu, copiii toți aveau merinde de acasă. Așa că în momentul în care ea s-a trezit la cantina școlii, era, nu, eu nu mănânc, eu am acasă. Și celelalte fete ziceau, și noi avem acasă, dar de-aia avem pauză, o oră, ca să mâncăm. Și cred că a durat vreo lună până să mănânce prima oară acolo. I se părea că nu i se cuvine sau că... Era rușine, poate. Era rușine, nu știu, da. Nu era obișnuită, pur și simplu. Dar pentru părinți, chestia asta ajută foarte tare, că tu știi că copilul a mâncat o masă caldă, nu știu ce porcării de pe la vreun automat. Chiar și pentru sănătate, pentru că îi pui de acasă copilului mâncare, nu știi cum o transportă, cum o ține, se poate deteriora. Da. Și chiar zilele trecute am citit că ei au asta cu masa caldă din 68. Wow! Îți dai seama, din 68. N-are sens să cred facem că o paralelă. O diferență uriașă, că practic pe un copil îl înveți și îl educi, ceea ce înseamnă alimentația, încă din primii ani. Iar, pe urmă, ți-am zis, la școală nu trebuiau cumpărate niciun fel de rechizite, nu știu, nici măcar creioane, nici caiete, nici cărți, nici absolut nimic. Deja la un moment dat, prin clasa a noua, am început să cumpărăm calculatoare,
dintre astea de mână, sau cum se numește, mașină de calculat, nu? Da, 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 calculatoarele, calculatoare, acelea. Da. Pentru că aveau nevoie la mate, că știi că la noi era n-ai voie calculatorul pe masă. Acolo ți se cerea să vii cu calculatorul pe masă, că nu-i folosește nimănui să faci tu operațiile alea complicate în minte. Da, uite, mi-am greșit școala, cu siguranță. Da. La fel, la ei au foarte multe ore de vocaționale, nu știu, de muzică. Toți copiii învață să cânte la flaut. Flautul primește de la școală. Toți copiii învață să cânte la instrumente de percuție, la steel pan, de exemplu, le primesc de la școală. Cei care sunt talentați continuă și învață, nu știu, chitară, vioară, pian, care ce învață, și au toate lucrurile astea la școală. Cei care sunt talentați, de exemplu, la desen, au la școală tot, șevalet și uleiuri și pânze și tot ce au nevoie, tot. Toți copiii învață la ora de sport să noate, toți copiii când termină școala știu să noate, toți copiii știu să meargă pe patine, dacă n-au patinele lor acasă vor primi de la școală, toți copiii învață să schieze, schifond. Deci, practic, școala finlandeză nu te învață doar materiile și nu te învață doar orele. Nu, pentru că sunt foarte mulți copii care nu ajung să facă un liceu teoretic. Sunt foarte mulți copii care merg la școli vocaționale. Sunt foarte mulți copii, de exemplu, sunt tineri, cum la noi nu mai sunt, care învață să capitoneze, nu știu cum se cheamă meseria asta, care de altfel e o chestie foarte scumpă. Dacă ai de capitonat vreo canapea veche, stil, de exemplu, te gândești că mai bine îți cumperi una nouă de la nu știu ce firmă. Da, da, recondiționat. Fapt, recondiționat, cred, recondiționat. Și, da, la un dat trebuia să capitonăm niște scaune de barcă și am găsit o fată tânără, nu știu, cred că avea 20 ceva de ani, care asta făcea. Mi s-a părut extraordinar. La un dat am avut nevoie de o fată, de cineva care să, nu mai știu, ceva foarte tehnic, ceva cu verificat de niște țevi sau ceva. Și a venit o fată foarte frumoasă, blondă, înaltă, putea să facă modeling, nu știu, care avea un set de scule pe ea și care era super pasionată de chestia asta. Incredibil. Altfel, cu un păr lung pe care și l-o prins imediat, eu eram mască, aveam senzația că e o filmare sau nu știu. Sunt foarte mulți copii care aleg școlile vocaționale pentru că asta le place și că asta vor să facă. Cum? Unul din patru finlandezi este cercetător științific. Sunt foarte mulți care fac... Dar până la urmă, omenirea are nevoie de toate exact. Aceste meserii și fiecare exact. Este atât de importantă, exact. Pentru că până la urmă e așa un puzzle, exact. Fiecare în dreptul lui reușește să își facă. Sunt foarte mulți care sunt foarte pasionați de tot ce înseamnă partea electrică. L-am dat, făceam o școală de limbă care avea în aceeași clădire cu cei care făceau școala asta vocațională și care erau pe panouri electrice. Vedeai că sunt pasionați să facă asta, pur și simplu asta le plăcea. Și erau tot timpul cu niște fire și cu niște ceva. Și atunci asta zic, în școală, de fapt în școală li se dă în clasele, până în clasa noua, li se dă ocazia să vadă cam ce ar plăcea să facă, cam ce le-ar plăcea, cam la ce ar fi buni. Și nu te rușinează nimeni dacă alegi să te faci bucătar în clasa 8-a. Nu e nicio rușine de genul, hai că trebuie să facă cineva și asta, dar ce bine era mama dacă făceai medicină. Practic te pregătește pentru viață. Exact. Că poți să fii cel mai bun bucătar sau poți să fii... Aveam noi un profesor de desen când eram eu în școala generală în Baia Mare și el ne zicea, băi, indiferent ce alegeți să faceți, trebuie să fii cel mai bun. Dacă ești cel mai bun vidanjor, e perfect. Cineva trebuie să fie cel mai bun vidanjor. Și mă gândeam atunci, mă, până la urmă, ceva s-o alege și de noi. Adică, dar acolo se pune foarte mare preț pe ce știi să faci și la ce ești bun. Trebuie să spunem despre Daria că este și foarte frumoasă. Da, și știu că a câștigat la un moment dat un concurs de Miss. Da, era Missul din clasa noua, știi? Nu se aștepta. Ea avea senzația că nu o să fie aleasă, că n-are cum, că avea o gașcă de, nu știu, 10, 15, câți erau ei. Și na, atât, ăia ar fi votat-o, dar nu tot orașul. Și a fost foarte... Foarte surprinsă. Și ea are, adică ți-a moștenit talentul, practic. Ok, nu s-a dus ea să către muzică. Știi că formația școlii era solistă. Deci dar eu n-aveam voie să mă duc să o ascult. Nu? Eu n-aveam voie să intru în sala lor de spectacole. Au sală de spectacole la școală, care e în sala de sport. Sala de sport are în capăt o scenă mare, cu cortină, cu, mă rog, cu tot. Cu lumini, cu sunet, cu tot. Și care era motivul pentru care tu nu puteai să o ascult? Nu poți să cânt dacă vii acolo.
Dacă te văd acolo, eu nu pot să cânt. Imaginează-ți că m-am deghizat, în sensul că mi-am pus și căciulă și mi-am pus și fular și geaca în cap și m-am intrat să o ascult și nu m-a văzut nimeni. Nimeni, niciunul din colegii ei, nici nimeni, nimeni. Ce ai spus apoi? I-am spus și cânta Say Something. Say something, I'm giving up on you. Și când a terminat de cântat, am fugit în mașină, m-am așteptat o mașină, când s-a terminat spectacol, că era ultima, și a venit și a zis, băi, să știi că am cântat foarte bine. Parcă îmi pare rău că n-ai fost acolo. Am fost, mama. Emoțiile ei erau, cred, practic, erau prea mari. Da. Erau prea mari, da. Pentru că tu, fiind un profesionist, da, se gândea că imediat o să recunoști dacă ea are vreo greșeală. Da, și... nu știu, cred că da. Nu puteam, n-aveam voie să merg. N-aveam voie să merg să o ascult la o repetiție sau... Da, n-aveam voie, dar am fost. După acești 11 ani, că sunt 11 ani, dacă îi calculăm. Și jumătate. 11 ani și jumătate, deci în... Hai că mâine, păi mâine e ianuarie, 3 ianuarie, ai spus, 3, că pe 3 ianuarie ați ajuns. Cum crezi tu că te-ai schimbat în tot timpul ăsta? Sau crezi că te-ai schimbat în tot timpul ăsta? Cred că m-am schimbat, cred că m-am relaxat foarte tare. Imaginează-ți că eu, crescând într-un oraș mic cum e Baia Mare și cântând de la 7 ani, mă știa toată lumea, din cauza părului, din cauza feței, mă rog, din cauza numelui. Cel puțin în momentul ăla aș fi zis din cauza. Acum zic datorită, pentru că tot ce a fost tară în copilărie a devenit tatu în cele din urmă. Dar Baia Mare mă știa toată lumea și atunci eu eram mai cu grijă, așa, nu prea mă relaxam, știi? Și dacă se întâmpla ceva rău în școală, striga un profesor, Suciu, tu ai fost, clar, întotdeauna. Dacă eram într-o tabără și nu mergeam eu la înviorare, nimeni din formație nu a fost la înviorare, dacă nu vedeau părul. Și am avut întotdeauna grijă, știi? Mă gândeam întotdeauna că, da, o să comenteze lumea dacă. Uite, de exemplu, eram mare, aveam copil deja, mergeam la Vama Veche cu prietenele mele. Eu nu puteam să mă relaxez. Alea se distrau, dansau, făceau nu știu care ce le tuna cu mine în Vama Veche. Și eu stăteam cu minte pe un scaunel până pe la un 12, 1, 2, când se relaxa toată lumea și atunci puteam și eu să respir. Am avut întotdeauna grijă, nu prea m-am relaxat. Puneai niciodată foarte multă presiune tu, cred, pe că tine. Da. Și am învățat să mă relaxez. Mi-am dat seama, în momentul în care am conștientizat că nu mă ține nimeni în cârcă și că practic asta sunt și asta e tot și îmi asum cine sunt și știu exact cine sunt și m-am relaxat foarte tare. Am ajuns să fiu foarte greu de jignit. Nu prea ai ce să-mi spui ca să mă supere, că eu știu care e realitatea mea și realitatea e asta care e și nu e niciuna alta și indiferent ce spui nu se va transforma în adevăr și atunci nu știu, m-am relaxat cumva. Mă uit la Daria și e cea mai bună carte de vizită a mea, adică cum e pentru fiecare părinte, copilul lui e cea mai bună carte de vizită și când văd ce om frumos am crescut, înseamnă că chiar am făcut bine ce am făcut și cât e de serioasă și cât e de muncitoare și nu pot fi mai mândră de atât. Și atunci e prima dată în viața mea de adult în care am și partenerul care să zică du-te, fă ce vrei, ești liberă să faci ce vrei. Deci, practic, știi exact unde mă găsești, facem cum vrei. Știi? Ai o relaxare și din punctul acesta de vedere, pentru că și Daria e bine și e... Și Veico e bine și toată lumea e ok. Frații mei sunt foarte bine, fratele meu cel mic e foarte muncitor, e foarte pe fază, e umblă mintea, brici, sunt foarte mândră și de el. Fratele meu cel mare e foarte relaxat, suntem toți foarte bine, știi? Deci, practic, descoperirea pe care ai avut-o în acești 11 ani legată de tine ar fi această relaxare și să lași... Da, știi, este o vorbă... Într-un limbaj absolut laic, că calul de la bicicletă nu mi-l ia nimeni. Ce știu să fac, nu poate să-mi fure nimeni și indiferent în ce situație m-ar pune viața, mă descurc. Ce spui tu acum, cred că e o chestie foarte interesantă și foarte actuală în generația nouă, în care social media pune o presiune, trendurile, TikTok și așa mai departe. Și... Cred că trebuie să trecem prin tot felul de faze până să ajungem la momentul în care să ne dăm seama cine suntem și cât de tare ne poate afecta părerea celor din jurul nostru despre noi. Cât de mult contează faptul că
Vai, deci, dacă, o să fac o paranteză. Apare un articol în presă bazat pe o discuție pe care o am la un moment dat cu Cristi Brancu, prin Skype, în care eu fac o glumă și zic, și am spus soțului meu, ori mă lași să plec, ori nu știu, ori nebunesc, ori divorțăm, ori o să-ți dau cu ceva în cap. Nu, n-am crezut că trebuie să pun ghilimele să zic, glumesc, sper că înțelege toată lumea că glumesc. Asta a fost titlul articolului și comentariile n-are sens să-ți explic în ce fel erau. No, pe mine chestia asta mă face să râd, adică nici măcar nu pot să mă enervez, că eu știu exact care e situația în casă la noi, în ce fel i-am zis soțului meu, cred că dacă nu plec, divorțăm. Și cum ăla au râs și au zis, decât să divorțăm, eu zic, mai bine să pleci, știi? N-am ce să fac, nu pot să mă supăr pe oameni că nu văd mai mult de atât. Postura asta de persoană publică și de persoană foarte cunoscută, așa cum ești tu, cred că aduce cu sine și acest val de diverse impresii și păreri din partea acum, publicului. Dacă tu ești o persoană care își rupe din timpul, care e așa de scurt oricum, atât de scurtă e viața, imediat e gata, dacă tu îți rupi din timpul tău dintr-o zi ca să scrii pe Facebook sau nu știu oriunde un comentariu negativ în care îl faci pe omul la praf necunoscându-l, asta spune tot despre tine, adică n-am, e ok. Poate, cine știe, uite, perioada asta în care ne-am distanțat, poate ne ajută să ne apropiem mai mult. Cred că trebuie să trecem prin toate astea, fiecare dintre noi, ca să ajungem la concluzia că să vorbești urât despre cineva n-are niciun sens, nu l-a ajut cu nimic, dacă vrei să-l ajut cu ceva, poate... S-a întâmplat să ripostezi? Pe social media, nu. Nu, dar ce sens are? Repet, dacă tu ești o persoană care își rupe din timpul prețios, că nu știi cât mai ai de trăit, indiferent ce vârstă ai, nu știi ce se întâmplă mâine, ca să spui că eu sunt o nesimțită care, orice, continuați pe linie, na, ce? Dacă vin și spun să știi că eu nu sunt o nesimțită, ce, cu ce nu o să câștig nimic. Așa este. Și cum spuneai, e important ca fiecare să ajungă în punctul în care să înțeleagă. Cred că să nu e nimic întâmplător. Cred că fiecare trebuie să-și le trăiască pe ale lui. Și să înțeleagă că nu câștigă nimic dacă da. Nici dacă o să scrie, dacă o să scrie cineva în comentarii că sunt brunetă și am 2 metri și am părul lung până la noadă și că am câștigat la loto, nu se va întâmpla. Deci, este fix. Voiam să te întreb cum crezi tu că cum vezi tu că s-a schimbat România? Probabil răspunsul o să fie foarte scurt în acești 11 ani. Nu, sunt foarte multe schimbări. Adică sunt, de exemplu, sunt zile în care mi-aș dori foarte tare să locuiesc în București. Și mi se pare cel mai frumos loc din lume. Sunt zile în care mi-e foarte dor de Baia Mare și aș vrea să mă pot plimba pe strada aia pe care sunt magnolii, pe lângă râu, să sar și să locuiesc într-un apartament să văd creasta cocoșului pe geam. Sunt zile în care tot ce-mi doresc e să locuiesc la Timișoara. Mi se pare cel mai fain, Piața Unirii mi se pare cea mai faină, Piața Operei mi se pare minunată. Eu nu... Sunt locuri foarte faine și sunt oameni foarte faini în România și cum sunt și părți foarte urâte și mizerie multă și oameni care aruncă pe geam orice și oameni care aruncă de la etaj orice în loc să ducă la ghenă și sunt locuri bune și frumoase peste tot și aici și acolo și peste tot. Cred că oamenii sunt absolut la fel și absolut diferiți peste tot. Practic contează cum te simți tu ca să conteze cum te simți într-un loc. Cred că pe mine mă avantajează faptul că nu mă leg de lucruri materiale, nu mă interesează să am în posesie lucruri. Cum ți-am zis, că am rămas cu casa din București, există în continuare. Cum am casa de acolo, pe care pot să o vând mâine și nu mă deranjează. Ce contează cel mai mult? Să mă uit în oglindă și să nu fie rușine. Cel mai mult. Și care este rețeta să faci asta? Cum poți să ajungi să faci asta? Încerc să fiu egală cu mine în fiecare zi și încerc să... Să nu abdic de la principiile mele, adică de la lucrurile care știu că îmi țin echilibru. Să nu las de la mine mai mult decât pot duce, să nu oblig pe nimeni să lase mai mult decât poate să ducă, să mă bucur cu ce am, cu ce știu să fac, să mă bucur că sănătoasă, să... nu știu. Pentru mine, ți-am zis, cel mai important este când mă uit o seară în oglindă, când îmi periez dinții, să nu zic, băi, să-ți fie rușine.
Asta e pentru mine cel mai important. Sau... Mi se pare foarte frumos acest răspuns. Mi se pare că spune mai multe decât ar putea spune o carte de psihologie, ca să spun așa. Cred că e important. Dar la fel, cred că se poate întâmpla că în momentul în care scrii tu un comentariu urât despre oricine pe Facebook, tu seara să zici, i-ai zis-o alea, bravo ție! Depinde cum privești lucrurile. Depinde foarte mult cum privești lucrurile. Da. Mă bucur de prietenii pe care am, cât sunt mulți, puțini. Am ajuns să fiu un om foarte social, mă împrietenesc foarte repede, vorbesc ușor despre orice și chestia asta cred că mă ține cât de cât normală. Încerc să n-am subiecte tabu. Și cred că asta mă ajută, nu știu. Noi ne bucurăm foarte mult că te-am văzut. Și sper să te vedem tot mai des, mai ales că acum proiectul... O să trească să pune ghilimele. Dacă colocatarul, ăsta e soțul meu, dacă colocatarul îmi dă voie să mai stau, dacă reușește să vină și el încoace... E un concediu, că tot e vară. Da, doar că, vezi, ți-am zis, la noi vaccinarea încă e în stadiu incipient și el încă n-are vaccinarea făcută și atunci ți-am spus, avem în familie oameni în vârstă și nu vrem să le ducem nimic de pe nicăieri cadou. Îl așteptăm să vaccineze aici. Și, da, s-a programat acum pentru prima doză, va fi marțea viitoare. Mă și gândeam că aș putea să fug până acasă să fiu lângă el în cazul în care are vreo reacție și cred că o să fac asta. Că până la urmă, două ore și ceva de zbor. Pentru mine granițele nu există. E mai repede decât ai ajunge la Timișoara chiar. Aproape. Pentru mine granițele nu există. Eu mă simt un cetățean liber. Ești acasă liber. Peste tot. Pot să fiu acasă, mă adaptez foarte ușor oriunde. Pot să dorm în orice fel de pat. Ca viața asta am dormit în atât de multe locuri, în alt hotel în fiecare seară pentru o perioadă atât de lungă încât mă adaptez imediat și n-am nicio problemă. Minunat! Așteptăm să te vedem mai des, așteptăm să te vedem și cu soțul și poate și cu Daria aici. Să știi că și Daria vrea să vină și așteaptă tot vaccinarea ca să vină. Da. Se va întâmpla. Se va o perioadă întâmpla. Care ne-a dat o lecție. O lecție și... Să nu luăm totul ca și cum ni se cuvine și pot să vin să o văd pe Alesia, pe nepoțica mea oricând. Nu e chiar așa. La un moment dat, uite că nu mai poți să vii. Și învățăm să apreciem un pic mai mult unele lucruri. Da, cât am stat la Timișoara, am încercat să mă văd cu ea cât de mult se poate. Ea a mers la școală în fiecare zi. Am încercat să o aștept la școală. I-am povestit despre Elvis, despre Beatles, despre Queen. Ne-am uitat împreună la Tarzan. Nu știu, am făcut chestii de felul ăsta. Pur și simplu am vrut să stau cu ea. Cred că ți-a fost foarte dor de ea. Cred că ție ți-a fost mai dor de ea decât... Nu știu, dar în momentul în care îți spune copilul tot ce-mi doresc de Crăciun e să fii cu mine, îți dai seama că... N-am... Astea sunt până la urmă lucrurile care contează. Oamenii dragi, bucuria din ochii oamenilor dragi și automat bucuria care începe și în ochii noștri. Da. Dacă poți să te uiți în oglindă fără să-ți iei rușine, dacă pui capul pe pernă și adormi instant, cred că ești un om fericit. Cu gândul acesta încheiem și îți mulțumim mult că ai fost astăzi cu noi și îți dorim succes și dorim succes și Dariei. Mulțumesc și succes tuturor copiilor în ceea ce își doresc să facă după ce se termină vara asta, vacanța asta de vară. Așa este. Iar noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare.